Melania Lupu pătrunse într-un vestibul întunecos, desluși un cuier care, judecând după model, depășise de mult jumătatea sutei. Exact cum aveai și tu, draga mea, când stăteai pe rozelor și mai trăia colonelul. Ușa din antreu și hol era deschisă. Melania păși grațioasă și emise un bună ziua festiv. Nu-i răspunse nimeni și câteva clipe rămase descumpănită. Ce casă stranie, draga mea! Și atât de întuneric! Să nu-mi spui că ți-e frică! Asta nu ți-ar semăna deloc! Ce? Mai crezi în fantome? Nu, desigur, dar în șoricei, da! Simți că miroase a Încerca să-și dea brânci curajului care începea să o părăsească. Locuința, un apartament vast, cu încăperile dispuse floral în jurul holului, părea să fi fost abandonată de ani de zile. Praful era atât de gros încât, doar zgâriind puțin covorul cu tocul, se ridica un nou al bicioși. Mobila splendidă zăcea sub același strat de pulbere, astupând motivele de sculptură. Păianjenițe suseră giulgiu des în jurul lămpii de cristal, iar tablourile ninse își rătăciseră conturul și culorile. Pe o consolă, un ziar scânteia se îngălbenise din pricina vechimii. Melania desluși cu stupoare data. Septembrie 1962. Dumnezeule! Se sperie Melania. Parcă ai fi în marile speranțe. Vezi, draga mea, ai acum încă o dovadă că ceea ce citești în cărți, cât de neverosimile ți s-ar părea unele întâmplări, le regăsești în viață? Dar stai seama, fetița mea! Casa aceasta a încetat să trăiască un sfert de veac. Cineva sau poate doar soarta au oprit ceasul și calendarul pe loc. Să nu-mi spui că te ia cu frig, căci afară e o vreme neobișnuită, călduroasă. Un mic sas făcea legătura dintre sufragerie și bucătăria încăpătoară cu cuptor tradițional. Întâlneai aici obiecte de mult dispărute din gospodăria contemporană. În afara cuptorului, în asta cuci, castane sau cozonaci moldovenești. Se afla o mașină de gătit Sanitas, ultimul țipăt al tehnicii din anii 30-40, un bufet cu geam pe picioare și nu casete suspendate, un blidar cu multă arămărie, cred că n-a fost curățată de pe vremea aliaților, draga mea. Un cântar de bucătărie, două gâște cioc în cioc și un răcitor cu gheață. Melania îl deschise căci cea mai concludentă dovadă că cineva trăiește într-o casă este prezența alimentelor în frigider și cămară și rămase consternată. Răcitorul era gol, alături, pe un raft, se afla o cutie de chibrituri. Din ce în ce mai gânditoare, Melania se întoarse în holul vast, își ridică privirea și se adresă cu glastare scării de interior, care ducea probabil spre dormitoare și sala de baie. Pot nădăjdui că există cineva în această casă care să mă audă?" Glasul îi răsună ciudat și a avut senzația că silabele articulate strâniseră valuri de pulbere și un ecou înfricoșător, simplă impresie, desigur, generată de ideea de pustietate, căci reverberațiile acustice erau excluse într-un interior sufocat de mobilă și covoare. Nu primi niciun răspuns. Nehotărâtă, cu inima vrăbiuță, speriată, își duse instinctiv degetul în gură, Așa cum ar fi făcut acum 50 sau 60 de ani dânter coale scrinului în care bunica își păstra comorile. Desmedicește-te, draga mea, și nu te lăsa impresionată de misterul scornit de propria ta fantezie. Este o casă, desigur, ieșită din comun, dar fiind credințată că există o explicație pentru acest singular și îți garantez că ea nu ține de supranatural își luă inima în și se aventură pe scara interioară. Treptele scârță iau lugubru și impresia de dezolant devenea tot mai apăsătoare. Nu crezi, Melania, că ar fi cazul să faci cale întoarsă? Din clipă în clipă poți da ochii cu persoana care se ascunde. Oare se ascunde? Între aceste ziduri. Crezi că ești în stare să o întâmpini? Nu era sigură deloc. Avea în schimb certitudinea că, dacă nu își va stâmpăra curiozitatea, după o noapte de nesomn avea să se întoarcă din nou aici. Și nu are niciun sens, draga mea, să faci același drum de două ori. Capitanul Macri parcă mașina la intrarea în alea Concescu și, ocolind părculețul, ajunse în spatele lui Moraru, care nu-i observase sosirea, atinse umărul locotenentului. Ce se aude?" Morarul tresări. Nu te-am văzut nimic nou, încă n-ai ieșit." De cât timp zici că a intrat?" Locotenentul se uită la ceas. Sunt exact 22 de minute." Să nu-i se fi întâmplat ceva." Fii liniștită, ăsta nu-i se întâmplă niciodată nimic." Ce facem? Mai așteptăm un sfert de oră." Rămaseră amândoi cu ochii ațintiți asupra imobilului maur. Nu se simțea nicio mișcare ferestre mute, o neclintire de mormânt. Melania ajunsese pe palier. O ușă cu carouri de cristal bizotat era întredeschisă. O împinse cu umărul și pătrunse într-un dormitor cândva alb. Second Empire Aerul închis, patul răvășit cu un așternut improvizat dintr-o blană de urs și câteva perne de catifea slinoase, florile uscate dintr-o glastră de alabastru, lăsau și aici aceeași impresie, abandon, părăsire, cotlon cu arome fetide și tușă sepulcrală, bizar ce friza puternica normalul, ținând de fantastic. Este cineva aici?" Din nou nu primi niciun răspuns. O ușă în zidul din dreapta patului conducea probabil la baie sau în altă încăpere, plină de șovăială, Melania se apropie de oglinda toaletei. O rază de soare strecurată în semi întunericul odăii o reteza ca o suliță de aur. Și apoi, dintr-o dată, în spatele propriei imagini, surprinse o a doua. Un chip galben, o țeastă pleșuvă, o privire poposită din meleagurile eternității. Privirea îndreptată de cei țintuiți în rame ovale, pe cruci de morminte. Inima Melaniei făcu un salt, tăindu-i răsuflarea, îngână cu glas alterat de spaimă. Bună ziua! Pot să sper că nu v-am deranjat? Un hohot de râs sinistru fu singurul răspuns. Imaginea se topi. Întoarsă la minister, Minerva își convocă echipa de colaboratori și dădu dispoziții fulger. Trebuia detectat cu maximum de urgență insul slăbiu și cu ghiul care îl contactase pe Firică Rădoi. Semnalmentele sunt desigur firave, recunoscu ea, dar ne-am descurcat noi în situații și mai grele. Patru oameni vor supraveghea non-stop locul viran și imobilele care îl împrejmuiesc din strada vlăsiei. Alți patru, trec imediat și la nominalizări, vor face cercetări în clădirile respective același cântec pe care îl cunoașteți. Dacă s-a observat ceva ieșit din comun, transportarea unui obiect care, după toate aparențele, este greu de ridicat și vi se va vorbi, probabil, de Popescu de la numărul 15, care și-a luat un pian, o girafă împăiată sau un mausoleu, dacă au fost înregistrate zgomote puternice de ciocan, târnă cop, în fine, obiect condontent, sfarmă piatră și... În general, tot ce lui X sau Y s-a părut a fi o abatere de la obișnuitul cotidian. Da, Macri, ce se întâmplă? Se poartă stepul? Mie și unde pe un picior pe altul mai abitir ca fredaster. Ster? Capitanul rosti dintr-o suflare. Permiteți-mi să raportez. Azi de dimineață la ora 11 jumătate, Melania Lupu făcu o pauză ca să respire. Minerva sării de pe scaun. Cei cu Melania? Faci cineva? Mă țin suspans? Melania Lupu a făcut o vizită în imobilul Maur din Alea, Conțescu. Ce înseamnă vizită? S-a dus cu flori și un carton de prăjituri? Nu, mai simplu. A sunat la intrare, ușa s-a deschis și a intrat în casă. Minerva își zbi palmele. Ei, nu mă nebuni! Se redresă pe moment. Adică de ce să nebunesc? Știam că cineva locuiește acolo. Interesant e că i-a dat drumul. Cine se afla în post? Locotenentul Moraru m-a sunat imediat la minister. Am luat mașina. Minerva îl întrerupse nerăbdătoare. Eu credeam că tramvaiul, hai zi mai repede!" Bătrâna a zăbovit în clădire exact 22 de minute. Moraru a rămas în post, iar eu am luat urma bătrânei. Nimic neobișnuit. Nu s-a întâlnit cu nimeni, n-a intrat nicăieri. S-a adus direct acasă unde se află și acum. Petrachei filează locuința din toamnei. Mm, da, minerva pocni din degete. Trebuie luată imediat la întrebări. Se uită la ceas. E două. Indiferent de ce a bricolat ea acolo, a avut oarece răgă să-și pună la punct versiunea pe care are de gând să ne servească. Trebuie abordată fără întârziere. Unde vă e spiritul de inițiativă, măi băieți? Capitanul zâmbi încurcat. Nu mi-am permis să iau o decizie importantă fără a vă fi consultat? Decizie importantă! Pufni Minerva! Ca să stai de vorbă cu o bătrână și un motan. Sau te-o fi speria și pe tine ca pe Cristescu. Dacă stai să-l asculti, Melania ține soarta lumii în ginga și ai palmă. În concluzie, să vă ce pot obține de la ea. Nu mă las până nu-l scot pe față galbenă din cușca maură. Ciocolată izbucni într-o perorație zgomotoasă, încă înainte ca să fie apucați să închidă ușa în urma lui. Este inadmisibil, domnule, lipsești de nebun de acasă, nu vii două zile și nu dai măcar un singur telefon. Bă, sau neică, sau tovară, și uite, am treabă, ori mi s-au urât de fotografiile voastre și sunt la dame, dar trăiesc, respir, exist. Mara, palidă, într-una din zilele ei cu cearcăne, încercă să-l domolească. Poate i s-o fi întâmplat ceva. Ce să i se întâmple? Se cățără pe un munte de moralitate. Când ai copii, nu ai voie să ți se întâmple nimic. Sunt responsabilități sfinte de la care nu te poți sustrage. Ești absurd. După teoria ta, înseamnă că toți orfanii sunt opera unor irresponsabili. Exact! Nu te apuci să procrezi la tâmplă căruntă să te pocnească apoplexia când de la micu mai strigă la geam. Uite, mamă, trec soldații și-și ține degetul în nas și trebuie să fii atent cu sănătatea unde pui piciorul, cum și când apeși pe accelerator. Dinu e inconștient de nevastă să ce să mai zic, iar amândoi părinți de naturați. Mara își astupă urechile, urli îngrozitor, sunt indignat. De ce n-ai ești indignat? Te-a chemat cineva? Ai fost frustrat de ceva? Da, făcu hotără ciocolată, am fost. Uite, mi-am luat special o săptămână de concediu, în loc să-mi văd de tratamente undeva într-o stațiune, sunt obligat să fac ordine aici. Ești sănătos, tun, și nimeni nu te obligat să vii să faci ordine. Voi cu Dumitriu dădu drumul unei fraze balon. Conștiința mea mă obligă. Simțul datoriei și sentimentele mele de cetățean onest. Există un minor la mijloc. Tragedia pe care o trăiește poate avea urmări de ajuns de dramatice ca să-l marcheze pentru toată viața. Deocamdată nu s-a întâmplat nicio tragedie, cât despre soarta minorului. recită poeziile în altă parte. Nici măcar n-a intrat în odaia lui să veți. Eu mă ocup de chestiile majore. Atunci du-te la serviciu. Serios, voicule, aici nu faci decât să încurci treburile. Bărbatul o privi scandalizat. Crezi că-ți ne simți ca gogu? Să te las aici, femeie singură, neajutorată, cu un sânc de patru ani? Nu mă cunoști, draga mea ca pentru a-și sublinia hotărârea categorică de a nu părăsi terenul, se înfipse într-un fotoliu. Apropo de gogu, de ce nu vă luați odată? Flețul ăla stă și suspină ca un cioroi, văd și tu-i la mandolină lui Bădescu de sica. Sunteți neserioși!" Nu-ți permit!" izbucni mara cu ochi înflăcări. Mongoloizi acum deveniseră și mai înguști, două panglici incandescente, voi cu răspunse nonșalant. Parcă eu uscervoi. Nici unuia nu vă place adevărul, asta e adevărul. Însurați-vă și mulțiți-vă așa scrintă de toate codurile morale din lume. De ce nu te mulțești tu? Dar nu era vorba de mine acum. Ridică mâna. Stai, umblă cineva la ușă. Liana, elegantă într-o roche albă, asimetrică, drapată ca într-o togă, le înregistră prezența cu mult natural. Nimic mai firesc decât să-i găsească la ea în casă. Figura crispată, nefardată, dar tot frumoasă, avea un dramatism impresionant. S-a schimbat?" își zise Mara. În câteva zile a pierdut prospețimea, lumina aceea care o singulariza. E tot superbă, însă... alta!" Ce faceți?" se interesă mecanic. Voi cu Dumitriu o pironi cu ochi holbați. Cum ce facem?" Cu coana stă santinelă la delfin, pe mine mai convoca să asist la întâlnirea cu Dinu, de care ți era teamă să nu fie pugilistică. Interesant e ce faci dumneata? Unde-i Dinu? Mara a intervenit cu un oftat. Nada de două zile pe acasă. Hm? Emise Liana cu buzele strânse. Strata geme! Am venit să-mi iau lucrurile. E bine că sunteți amândoi aici, să nu ia să discuții mai târziu. Nu voi împacheta decât ceea ce îmi aparține strict personal ciocolată, comentă stupefiat. Auzi? asta e cea mai tare. bărbac i dispărut poate la morgă în galantar și doamne o iarde de inventar. Liana îi a zvârli o privire rece. Uite, voicule, încă mă mai aflu la mine acasă și încă mai pot da dispoziții în privința ușii de la ieșire. Ți-am solicitat ajutorul și nu grosolăniile. Se adresă Marei. Care-i de fapt situația? Ți-am spus, Liana, Sigur, nu trebuie să ne pierdem cumpătul, dar Dino a dispărut de două zile. V-ați interesat la spital? Întrebare inutilă, ca sumedenie de alte întrebări în asemenea situații. Mara zâmbi obosită. Bineînțeles, primul care s-a alarmat a fost Gogu, văzând că nu se prezintă la serviciu. Liana se așeză pe canapea gânditoare. Ciudat, nici mașina nu e în fața casei. Da, bădească unde-i? S-a îmbolnăvit. N-avea cine să aibă grijă de codruț și am venit eu. Da, mersi, făcu Liana neatentă. Ar fi mulțumit pe același ton pentru o bricheta aprinsă. Mara o cercetă uluită. Ce oameni, Dumnezeule! Nici măcar n-a întrebat ce face băiatul. Nu mai zic să se repeadă leoai ca să-l strângă în brațe. Liana și îndreptă talia cu o mișcare energică. Știu cum trebuie să procedăm, voi lua băiatul cu mine. Nu poți să te țin prizonier aici, ar până să-mi zdrăvenește bădească, poate să treacă o vreme. Unde-l duci? La ai mei, s-a bine. Sunt amândoi la câmpina și Codruț are nevoie de o schimbare de aer. O să-i priască. Și tu? Eu ce? Tu unde te duci? Ciocolată se aplecă înainte, urechile parcă îi se lăbărțeaseră de curiozitate. Ca niște pâlni, îi trecu prin minte marei și îi veni să râdă. Poți să torni o vadră în ele și parcă auzi gâlgâitul lichidului. Deocamdată, spuse Eliana, nu dau amănunte, știți amândoi că m-am despărțit de Dinu. Chestii din astea mai auzi noi, decretă voi cu Dumitriu și se răsturnă în fotoliu, ca și cum problema nici nu mai merita discutată. Nu există cuplu chiar dintre cele civilizate unde să nu se fluture ideea divorțului la fiecare chenzină. Liana constată sarcastică. Observ că ești foarte bine informat. Categoric, oamenii se amenință, fac scandal o noapte, două, domnul doarme în odaia de alături, pe așternut improvizat și, pormă, familia și amicii se trezesc cu un telefon festiv. Veniți la o că ne-am împăcat, fifii colea lângă mine a făcut un munte de sarmale. Hip, hip, ura! Mara se enervă. Mă, tu ai limbarniță? Ce naiba? În general vorbești și domn ca un călugăr nebun, dar ați baz recordul. Se crede spiritual, emise Liana disprețuitoare. Vorbește ce-a văzut și el acolo în mahalaua lui. Ciocolată se rățoi ofensat. Pardon, cu cucoană, eu stau în cotroceni. Ah, în cotrosoar, e cu totul altceva. Mi-a spus Gogu că e o baie de toată frumusețea, faianță de brad aerozonat și hârtie de prins muște. E un cretin, făcu furios voi cu Dumitriu. Asta a fost acum 15 ani, un tranzit până am primit locuința. Mai bine v-ați vedea de treburile voastre." Arătă cu degetul gros undeva în spate. Sunteți două muiere acilea, și lăsați plodul la să-mi iau de sufletul." Într-adevăr, se auzea plânsul lui Codruț. Mara se ridică, urmărită cu ochi visători de liana. se întoarse după câteva clipe, ținând copilul în brațe. Când o văzu pe maică, s-a început să râdă fericit printre lacrimi. Urlă de nebun, mami, mami, și începu să dea din picioare încercând să se smulgă din brațele marei. Liana îi primi liniștită îmbrățișarea. Fii atent că mă murdărești! Băiatul o fixa cu ochi strălucitori. Mai pleci? Nu vreau să pleci. Plecăm împreună, stâmpără-te. Chiar ești hotărâtă? Întrebă Mara. Tonul răsună mai grav decât ar fi intenționat. Mă, tu ții mă minte că eu odată ce-am luat o decizie să mă fi răzgândit eu vreodată? crezi că merită? Luată prin surprindere, Liana făcu ochii rotunzi. Cine? Amândoi. Voi cu Dumitriu se vâră muscă. Nu înțeleg care amândoi. Adică da, sunt doi, Dinu și Codruț. Hai că ești prost, la apostrofă marangând, insistă. Merită? Nările Lianei palpitară. Asta o decid eu. În locul tău n-aș precipita lucrurile, în orice caz mi s-a Părea omenește, elementar omenește. Să aștept până se clarifică situația lui Dinu. Oricât de grave ar fi neînțelegerile care vă despart azi. A trăit cinci ani împreună. Te îngrijorează soarta unui prieten. Ba, chiar și a unui animal! O întrerupse ciocolată, convins de oportunitatea intervenției. Nu vezi anunțurile din România liberă? Pierdut cățel cu zulufi răspunde la numele de costică, e în tratament. Baledă și recompensă. Liana se ridică ostentativ. M-am săturat de discursuri. Dinu, sunt convinsă, e ok. Face doar pe interesantul. Eu trebuie să plec." Dragostea lui pentru tine nu înseamnă nimic? Dacă ai fi trăit doar o lună cu el și nu cinci ani, n-ai mai fi pus această întrebare dramatică. Vrei să mă ajut puțin? În timp ce eu un strânge tu, te rog, lucrurile lui Codruț. Le pui în valiza galbenă." Băiețelul începu să tropă e fericit. Mergem cu trenul." Puf, puf, mami, îl luăm cu noi și pe Iliuță! Iliuță era cățelul de catifea roșie. Codruț dormea cu el în brațe. Ciocolată, rămas singur în hol, ridică receptorul. Casa Candian? Da. Tu ești dinule? Nu, nu e acasă. Cu cine vorbesc? Cu un prieten de-al familiei Dumitriu. A, tu ești ciocolată? Nu te-am recunoscut. Sunt eu, Emilia. Unde-i dinu? Stai să vorbești cu nevastă sa. Glasul femeii răsună plin de uimire. S-a întors? Lasă spune ea!" strigă spre dormitor. Liana! Emilia la telefon!" Liana se repezi spre aparat. Da, nu înțeleg. Vorbește mai clar, da. Habar n-am mie imposibil. Dacă-ți spun, îți jur că nu știu despre ce e vorba." Emilia încheie categoric. Spune-i să nu facă pe șmecherul. Îl mai așteptăm." Unde?" Știe el. Te rog, reține fraza. Îl mai așteptăm până disară, la ora 19." Altfel, altfel ce? Emilia râse din gât. Și pasta o știe. Crezi că face pe nebuna? Emilia se uită instinctiv la aparatul de telefon roșu. Era înținută, sumară. Peste costumul de baie flutura o tunică dintr-o pânză diafană, extrem de transparentă, reținuse indicația lui Grig. Îmbrăcată să pari mai dezbrăcată decât goală. Nu, e prea găsculiță. Mă surprinde însă că s-a întors acasă. Grig, răsturnat în șezlong, privea în zare, trăgând rar dintr-o țigară sen moriți. Vila se afla chiar pe malul lacului și cel care și-o construise cândva căutase să-și asigure o izolare pe cât posibil totală. Când se înnopta, luminile restaurantului și ale șaleturilor, ridicate pe celălalt mal, sclipeau îndepărtat. Deși obișnuită cu confortul și chiar cu prosperitatea, Emilia se simțise impresionată de eleganța construcției. i se părea luxoasă de o somptuozitate de cinema. Se feri însă să-și comenteze impresiile față de grig. Mă, ia urgent de țoapă vorba cântecului, m-am născut dintr-un bordei inodat cu sfoară. Încerca voluptăți nebănuite, pășind cu picioarele goale pe dalele roșii ale verandei, aprinzând sfeșnicele de pe cămin, ce rafinament! Păca că nu iarnă s ar de butuc și să miroase rășină, urcând scara interioară. Ca mulți snobi, în mintea ei, faptul de a avea o locuință cu cămin și scară interioară îți conferea automat un titlu de noblețe, săltându-te cu liftul vreo 20 de stângen peste capetele celorlalți. Pe urmă, baia, o nebunie în faianță neagră, ce rafinament, cu toate elementele metalice aurii, iar tavanul par dosit cu oglinzi. În fond, era fericită că din întârzia, ia cu grig într-un decor Hollywood singuri. Se simțea în al șaptelea cer. Cine a fi stat aici? Se interesase neglijent. Ha, n-am, Am închiriat fără să cer informații suplimentare. Adăugă săltând din numeri. Și parcă oia de la uneteu știu, îți ia banii și salut. În orice caz, gafă Emilia, era o familie numeroasă, îți dai seama, șase dormitoare. Grig început să râdă. alea sunt camere de oaspeți, micuța mea ignorantă, care a avut bani să-și construiască căsuța asta, n-avea de gând să stea aici cu mama soacră, bunica cu scrașina șufane. Emilia Roșii încercă să schimbe discuția. În notăm? Nu, de tu, dacă vrei, eu rămân aici, mă îngrijorează dobitocola de, de candian. Nu cred să ne facă surprize, ține prea mult la Liana, la situația lui și chiar la puști. Greg pocni din limbă. Nu mi-e de gaburi, dacă ciripea, până acum ne ar fi asaltat o oaste de flix. Cred că i s-a întâmplat ceva, ceva grav. Emilia propuse timid. De ce n-am rămâne până mâine? Nu, făcu hotărât Greg. Și așa am așteptat prea mult, o zi și jumătate, 36 de ceasuri peste ora fixată. Se ridică brusc din șezlong. Ascultă, am o idee. Până faci tu o baie, dau o raită cu mașina prin împrejurim. Nu vrei să vin și eu?" N-are sens, iubito, oricum trebuie să rămână cineva aici. Vin repede. se întoarse după jumătate de oră. Făcuse în conjurul lacului, străbătuse câteva comune, șoseaua, se bătuse și pe drumurile lăturalnice. În ultimele două zile nu avusese loc niciun accident rutier. Grig băgă mașina în garaj. Două riduri adânci îi marcau obrajii în jurul gurii. Și totuși unde-i Candian? Ce i s-a întâmplat? hotărâ că trebuie să plece la București fără întârziere. Capitolul 11 De fapt, Marta Bădescu nu era bolnavă. Se învoise de la familia Candian, mai exact spus, îl avertizase pe doctorul Manoliu că va lipsi circa o săptămână, pentru că atitudinea lui Bebe, doar cu câteva zile în urmă, neliniștitoare, devenise acum alarmant de suspectă. După ce inițial își manifestase intenția de a sta la ea o vreme, pretextând o pană de apă imaginară și șomaj la buftea, plecase pur du bon, fără să o anunțe. După o singură zi însă, se întorsese din nou pentru o vizită care, după volumul bagajului, se anunța lungă. Bătrâna hotărâse ca în acest interval să rămână acasă. Acționase instinctiv, căci justificarea să-l am sub ochi îi se părea ei însăși absurdă. Nu poți controla și stăpâni un om de 35 de ani, nu-l poți ține prizonier în odaie, nu-l poți împiedica să iasă în oraș, și mai ales acolo, în târg, nu-i poți cenzura actele și prietenii. Simțea însă că e incapabilă să procedeze altfel și își concentra în lipsă de alte posibilități întreaga diligență într-un spionaj domestic pe care, a prioric, îl știa lipsit de eficacitate, precum slugile de odinioară, își zicea cu amărăciune bătrâna, trăgea cu urechea la ușă, încerca să înțeleagă convorbirile telefonice cifrate ale lui Bebe. Cel mai mult însă o preocupa misterul cheii de la boxă. E probabil o aberație. Nu e exclus să fiu uitat unde am pus-o, dar vreau să mă conving. La zece dimineața, Bebe plecă de acasă, anunțând că va dejuna în oraș. Marta Bădescu, la fereastră, îl însoții din ochi până dispăru, apoi se îndreptă hotărâtă spre scrinul din dormitor. Aici, într-o veche cutie metalică, tutun regal lei 120, păstra câteva amintiri de la răposatul Manole Bădescu, de care simțise că nu se poate despărți. Actul de naștere și de deces, vergheta, o fotografie din primul an de magistratură, diplomele școlare și universitare, ordinul de investire ca jude de ocol, semnat de regele Ferdinand I, câteva decorații. Uite ce rămâne după un om. Comentase atunci cu filozofie amară, câteva hârtii și un baston în vestibul despre care, de la o vreme, nimeni nu mai știe cu ea aparținut. Era perfect conștientă că, după moartea ei, Bebeva a zvârli la crematoriu, via pubelă, toate hârțoagele, dar ei personal îi era peste putință să o facă, se gândea, ținând în mână cutia aceea al cărei conținut nu cântărea poate niciun kilogram, la eforturile, emoțiile, visele și munca, bucuriile și ambițiile pe care le presupuseseră la timpul lor acele hârtii îngălbenite, cu timbru sec și marginile frânjurite de ani, completate cu grafismul pretențios, dar nu lipsi de grație al caligrafilor vremii. În aceeași cutie, își amintea Marta Bădescu, se mai aflau și pipa preferată a răposatului și un inel cu sumedenie de chei. Manole, mai cu seamă spre bătrânețe, avea fobia hoților și, în consecință, obsesia ferecatului a încuietorilor sigure. La câte zăvoare, chei complicate, iale engleze și japoneze, seif cu cifru secret. Răsfirându-le acum, bătrâna își amintea cu nostalgie destinația unora dintre ele, pe cele mai multe nemai putându-le identifica. Alese patru chei, despre care, ca formă și mărime, își închipuia că ar putea constitui dubletul celei de la pivniță și, luându-și o lumânare și chibrituri, coborând boxă. Pe coridorul lung și întunecat, o izbica totdeauna mirosul de igrasie și urină de pisici. În realitate se gândi, nu știu de ce păstrez boxa, nu-și mai are sensul, cred că sunt ani de când n-am mai coborât aici. Era plină de boarfe inutile care își pierduseră destinația fie prin uzură morală, fie prin nefolositorul legat de succesiunea anotimpurilor în viața proprietarului. De pildă, săniuța lui Bebe, ce bine îi stătea în de blană albă și cu căciuliță roșie, un felinar de câmp din timpul războiului, o mașină de înghețată manuală, un fier de călcat cu cărbuni, cu cocoș, o mască de gaze, un lavabou de porțelan care aparținuse soacrăsii, un vătrai, băița de zinca lui Bebe și undeva, parcă pe raftul de sus, câteva farfurii termos. Fusese un copil dificil, mofturos, și masa dura câte un ceas, ca să nu se răcească mâncarea în orificiul farfuriei cu fund dublu, metalic, turna apă clocotită. Marta Bădescu apropie lumânarea aprinsă de broasca ușii. Respirația, brusc precipitată, amenință flacăra în genuchindă. Un lacăt nou, strălucitor, fereca ușa până atunci încuiată doar cu o ială. Glasul Minervei, ca totdeauna precipitat, răstit și cu tonalități ascuțite, înțepă panul maiorului. Tu ești Cristescule? Vino urgentisim la mine în birou!" Te rog!" sugeră maiorul calm. Lasă fițele de fecioară! Te aștept!" După câteva minute, Cristescu intră o alene, cu țigara lipită în colțul gurii și mâinile în buzunare. Ei, bravo!" se prăpădi Minerva. Uite unde era șeriful din Arkansas!" Ce exemplu dai tu subalternilor? Frumoase! Apropo, am o șaradă pentru tine. Minerva îl privi cruciș. Știi ceva, Cristescule? Eu știu, dar nu știi tu. Mă dau un vânt după bancuri bune, mai ales în ceasurile dimineții. Din tintei că -i prânz și pe urmă e vorba de o ghicitoare. A se slăbi! Este o replică pe care o voi sugera colaboratorilor tăi pentru situații similare. În definitiv, nu înțeleg ce te ofuschează. Cultiv genul cu pasiune, e o constatare generală, și m-am gândit să-ți fac o plăcere, admițând, deci, că ești proprietara unui circ, având în dotare pe lângă altele un leopard străveziu, un crocodil de vârstă mijlocie și un elefant alb. Datorită unei împrejurări speciale, micuții trebuie transportați în aceeași dubă. Măi, ei cu capra, varza, barca și Dunărea Albastră, găsește chestii mai deștepte, tovarășe Cristescu. Te-am chemat să discutăm o problemă serioasă. Hmm, nu joci fair te-ai eschivat. Cine? Eu? Sunt de acord să-ți dau soluția la orice problemă. Uite, dacă vrei, fixăm o întâlnire specială, dar acum sunt grăbită. Trebuie să o vă ne întârzia pe bubulina. Cristescu început să râdă. ce am mai făcut? A intrat în imobilul Maur. A, ah, ăla cu stafia. Exact. Cum a reușit? A sunat și a deschis. Maiorul râse. Ți-am spus care e idei. E soluția cea mai simplă când vrei să intri pe ușă care are sonerie. Ție de ce nu ți-a trecut prin cap? I-ai pus pe ea să stea plop pe la ferestre, Fredon, unde ți-ar spune poarta ta câte nopți. Vrei să încetezi? Îl întrerupse Minerva. Am plecat de la ipoteza că imobilul Maur este interesant. Poate fi interesant din punctul nostru de vedere. În cazul că ipoteza e valabilă înseamnă că din același mobil, prezintă interes și pentru adversar, care la rândul său, folosind o modalitate sau alta, îl supraveghează. N-am vrut deci să atragem atenția trimițând în sol la o ușă unde nu bate niciodată nimeni, indiferent de ipostaza în care ar fi evoluat, poștaș, electrician, telefoanele sau un din Caracal care își caută că scad neamurile din București. Defectul tău, Minerva, este că atribui și altora propriile zraționamente. Mi-a mers destul de bine așa cum sunt și până acum. Și în consecință nu văd de ce aș încerca să mă schimb. Să revenim la bubulina. A stat acolo 20 ceva de minute. Și? Mă duc să o iau la întrebări. Vrei să te însoțesc? Ești un ghicitor. Rândul trecut pretindeai că nu-i cine știe ce de capul ei. Nu văd de ce ai nevoie de mine. Nu de tine, flăcău, de nervii tăi. n-am scoate din escarpeni. Aha, catalizator. Să reții o chestiune. Dacă ea nu vrea să-ți spună ceva, degeaba mobilizez pompierii și fanfara. Ți-am mai zis, lucrează fin la gherghef și mișcă te în pas de menuet. Da, draga mea, desigur te așteptai la această vizită, da? Deși domnul Maior Cristescu e foarte simpatic, iar cu doamna Minerva încerci să te obișnuiești, nu poți afirma că tânjai să-i vezi chiar astăzi. Căci încă n-ai apucat să spui ordine în idei. Din păcate, și mirciul, că este de câteva zile cam distrat. Aș zice chiar, deși amorul are de termenii nepoliticoși, nesimțitor. V-ați bronzat? Constată Minerva cu un zâmbet radios de parcă faptul în sine i-ar fi adus fericirea. Ați ieșit probabil la aer. Melania, cu o piele albă, ușor emailată, roz în obraj pe care în tinerețe, epocă mai puțin sportivă, eu invidiau toate prietenele, zâmbi acceptând lupta deschisă. Chiar azi de dimineață, recunoscuse Senină. În realitate, pe mine mă prinde grozav de ușor soarele. În tinerețe, când mergeam cu colonelul la mare, eram atât de bronzată, încât lumea mă confunda cu Josephine Baker, că -și trebuie să vă spun că eu sunt foarte bine făcută, deși acesta nu este meritul meu personal, ci al unei surori de-a bunicii mele, care a fost burătoare în compania Sidoli. Cristescu, trăgând cu ochiul la piciorul stâng al Minervei, acesta dădea de obicei start nerăbdării ei active, socotii oportun să intervină. A fost, desigur, o plimbare plăcută. Parc, verdeață, străzi liniștite, completă Minerva. Pătrâna a din palme încântată. Cum a schicit? Constat încă o dată cât e de plăcut să conversezi cu oameni de o inteligență superioară. Te înțelegi fără să mai ai nevoie de cuvinte. Cu condiția punctă Minerva ca tăcerea să nu devină absolută. Melania o cercetă scurt și exclamă. Oh, aceasta poate deveni înfiorătoare. Să vă povestesc ce mi s-a întâmplat chiar astăzi. Medicul mi-a recomandat să mă plimb în fiecare zi și, în felul acesta, turneele mele pe la diferite edificii cultural-artistice au un dublu stimulent. Diligența mea de cetățean conștient, dar și sănătatea. Înălțător, aprecie Minerva. Iată o pildă minunată de îmbinare a interesului personal cu cel obștesc. Nu-i așa? Azi de dimineață m-am hotărât să mă plim pe alea doctor Alexandru Concescu. Simțeam un dor, un dor irezistibil să revăd părculețul unde atâția ani a vecheat statuia unchiului meu și, într-un loc ușor mic al inimii, trebuie să o recunosc. Pălpâia nădejdea că poate, poate, voi avea surpriza să o găsesc la locul ei. Îmi spuneam chiar, de ce nu?" Doamna Minerva și domnul Maior Cristescu mi-au pregătit un cadou, că și săptămâna viitoare este ziua mea. La mulți ani, spuse mașinal Maiorul, iar Minerva a ceva asemănător. Vă mulțumesc, dragii mei! Împlinesc joia ce vine 64 de ani și 5 luni și voi fi încântată să vă invit la un ceai și o bucată de cozonac proaspăt. N aș vrea să-l nici pe domnul acela dolofan, azimioară, care mi-a arătat una multă simpatie și devotament. Dumnezeule mare, oftă în gând Minerva, am mai văzut oameni bătând câmpii, dar asta e campionă la toate probele și își bate joc de noi cu același talent. Încercă să o aducă pe șosea. Deci, v-ați plimbat în parc cu Concescu, ați remarcat ceva nou? nia își plecă ploapele. Știe, draga mea, știe tot. Amintește-ți mereu că minciunile izbutite sunt cele care, pe lângă născociri, cuprind și o parte de adevăr. Nu știu cum ar califica un specialist situația. Eu mă mulțumesc să vă relatez doar ce mi s-a întâmplat, iar dumneavoastră veți interpreta, desigur, mai lucid și, bineînțeles, mai competent. Aflându-mă la locul faptei, mi se pare că spuneți dumneavoastră M-am gândit că ar fi frumos din partea mea în calitate de ruda a dispărutului, își apără ochii delicat cu o batistă la fel de delicată, și totodată având conștiința datoriilor mele civice să colaborez cu autoritățile, adică să vă dau o mână de ajutor efectuând după părerile mele investigații pe con propriu. Maiorul, care se distra gras, recunoștea piruetele Melaniei, genul de menu servit cu dezinvoltură, doar că acum nu el era cel obligat să țină lingura în mână și șervetul la gât, urmărea reacțiile Minervei. Aceasta oscila între consternare, plictiseală și un du-te, soro, și te plimbă, pe care aproape că îl citeai gata să explodeze pe buze. Mi-am zis, dară, urmă imperturbabilă Melania, că ar fi poate instructiv să discut cu vecinii unchiului meu. Nu știu dacă ați remarcat că există o casă chiar în fața scoarului, cu o arhitectură mai specială. Are niște arcade foarte interesante, care seamănă cu căștile nemțești din primul război mondial și, dacă nu mă înșel, am întâlnit-o într-un spectacol de operă cu hotelul acum. În sfârșit, nu mi-amintesc exact anul, dar știu precis că domnul Gică Petrescu cânta foarte frumos. Cunoaștem clădirea, ioreteză Minerva uitându-se demonstrativ la ceas. Melania se scuză speriată. Oh, vă rog să mă iertați, văd că vă grăbiți, iar eu mi-am închipuit că ați venit în vizită. Ei bine, acum știți, nu se putu stăpâni Minerva zâmbind totuși. Maiorul pentru a atenua asprimea replicii declară zâmbind. Doamna povestește totdeauna detaliat. Probabil din cauza lui Mirciulică. Este curios din fire și nu-i place să scape niciun amănunt. Își duse mâna la frunte. Unde am rămas? În fața imobilului în stil Maur, o ajută Minerva. Maur, ce nostim! Nu am auzit niciodată despre așa ceva, dar trebuie să știți că noi suntem mult mai puțin culți decât generația dumneavoastră. Pe vremea mea o fată cu patru clase de liceu constituia o excepție, iar... Minerva făcea eforturi notabile pentru a se stăpâni. Vrea cu tot din adinsul să mă scoată din sărite, divagații, aiurel, fleșuri, toate au același scop. Își aminti cuvintele colonelului Ionaș. Ești unul din anchetatorii mei preferați, Minerva, dar ai un mare păcat. Când constați că cineva vrea cu tot din adinsul să te enerveze, îți pierzi cumpătul. Ori tocmai atunci, ca să nu fi handicapată, trebuie să fii mai calmă, să-l demobilizezi. Maiorul, simțindu-i starea de spirit, întrerupse considerațiile Melaniei asupra evoluției fenomenului cultural din ultimele decenii. Ați suna la ușă? Bineînțeles! Aproape imediat, un glas a din cutiuța aceea metalică de subsonerie. Cine e? Bărbați sau femeie? Se interesă Minerva. N-aș putea să vă spun. Ușa s-a deschis și am intrat într-un antreu, apoi în casă. Trebuie să vă spun că, spre surpriza mea, nu m-a întâmpinat nimeni. Am strigat să mă fac auzită, dar a fost zadarnic. Nu s-a iubit nicio persoană. Și, ca să fiu sinceră, mi-a fost teamă să scotocesc prin odăi. Da, făcu Minerva. Ce impresie va lăsa locuința? Melania se strânse între umeri înguști. Ce să vă spun?" Cred că persoana care stă acolo nu e din calea afară de gospodină. Știți, am văzut destul praf. Ce vă determină să spuneți persoana și nu persoanele? Melania râse ca o fetiță. Nu știu, așa mi-a venit, dar poate că aveți dreptate. Casa este destul de spațioasă pentru a fi locuită de mai mulți oameni. Ce s-a întâmplat în continuare? Nimic, am spus la revedere închipuindu-mi că poate există cineva care să mă audă. De ce nu s-ar fi arătat? Poate că se afla neglijă și nu-i convenea să se pună în dezavantaj. Nu v-ar fi deschis. Melania îi a zvârli cea mai albastru candidă privire <coughs> din arsenalul ei. Sunt sigură că nu v-ați dat seama, dar eu sunt o persoană impozantă și m-am prezentat într-o ținută corectă că și totdeauna am dat importanță toaletei. Acel cineva probabil ascuns, văzând care de-a face cu o doamnă, s-a jenat. E o ipoteză. În concluzie, trase linie Minerva, ați intrat, ați dat bună ziua, ați mai emis una sau două propozițiuni pentru a vă semna la prezența, a spus la revedere și a plecat. Melania a dat-o afirmativ din cap. Minerva se uită la Maior, cât apreciez Cristescule că poate dura în timp un scenariu ca ăsta? Chestiune de minute, de câteva minute în principiu, două sau trei. Te înșeli? 22. Atât a staționat doamna Lupu în interiorul clădirii. Melania se miră. Chiar așa de mult? Probabil am leșinat iar. Încep să fiu îngrijorată. Va trebui să mă duc din nou la medic. În ultima vreme pierderile mele de cunoștință s-au înmulțit și devin tot mai lungi. Gândiți-vă ce s-ar întâmpla dacă aș cădea în mijlocul străzii. Trebuie să fiu mai atentă și să-mi controlez totdeauna când ies lenjeria. Extrem de atentă, accentuă Minerva, apăsând atât de tare asupra silabelor, încât acestea răsunară ca un pistol descărcat glonț după glonț. Melania își duse înfricoșată mâinile la inimă. Dumnezeule mare, mă speriastea a binelea. Aveți cumva vreo presimțire tragică în ceea ce mă privește? Vă rog să nu mă cruțați. M-am gândit mereu că nu e nicio grabă să mă întâlnesc cu colonelul, că și nu mă așteaptă în și precis nu se plictisește acolo, dat fiind că s-a revăzut cu o grămadă de cunoștințe. N-aș vrea să fiu luată pe neașteptate. Drumul acela presupune anumită pregătire. Și, în primul rând, o ținută convenabilă. M-am gândit la o stofă mai plină, că și nu se știe cum e timpul acolo. Dumneavoastră, ce mi-ați recomanda? Minerva explodă. Un dungi! Ce ai obținut? Se interesă ironic Cristescu. exact ceea ce ai fi obținut și tu. E mente de excroacă și mincinoasă. Stopul trecu pe verde și traversa strada. Posibil! spuse maiorul privind în stânga și în dreapta, deși în privința demenței eu am rezervele mele, dar are un avantaj incontestabil. Care? Nu-i poți reproșa nimic, n-a comis nici cea mai mică ilegalitate, cu excepția recitării unor declarații mincinoase autorităților și a refuzului de a le acorda sprijin. Cristescu început să râdă. Fleacuri față de ceea ce e ea obișnuită să înfrunte. Pe urmă, nici măcar nu le poți dovedi. Își aduse aminte de îndemnul tic al Minervei adresat subalternilor ei și-o ușor el pe obraz. Mai învață, fetițo! Minerva țipă. Ai nebunit, mă compromiți! Se despărțiră după circa 100 de metri. Minerva, preocupată, călca apăsat, soldățește și câțiva trecători o măsură răzâmbind. Interesant! Ce caută pe scrinul ei o listă cu numere de telefoane alcătuite din cinci numere? Pot să jur că nu-i vorba despre abonați din provincie. Mai probabil al vechiului București. Da, e o idee. La minister, Minerva găsi o notă pe birou. Într-un hârtop la 30 de kilometri de București, fusese descoperit doctorul Dinu Candian, aflat în stare gravă în urma unui accident de mașină. Din constatările la fața locului ale miliției, rezulta că, probabil neatent la curba șoselei și conducând cu exces de viteză, alunecase pe asfaltul udat de, de ploaie, intrând în parapet, apoi se prăbușise în râpă. Candian fusese transportat la spitalul de urgență în comă. Fractura bazei craniene și a șoldului Minerva reflectă câteva minute. Își înhăță din zbor vindiacul și, luând mașina de serviciu, se îndreptă spre strada concescu. Îi deschise un bărbat mai mult pătrat, cu părul tuns perie. Expresia de cum se căde în el caracterizată de departe și, probabil, în condiții normale, era ceea ce se numește un bărbat jovial. Minerva se legitimă. Doctorul Manoliu o invită cu un gest să stea jos mi este grozav de neplăcut, dar sunt silis să fac eu oficiul de gaz de la colegul Candian. Minerva îl cercetă cu plăcere. Îl găsea simpatic și dintr-o bucată. Mai clar? Manoliu explică încurcat. Normal nu era să vă întâmpin eu. De fapt, ce se întâmplă? Doctorul își umezi buzele. Nu i nimeni acasă. De ce? Dinu, vreau să zic, doctorul Candian. A dispărut de două zile voi și puse punct. asta i situația. Minerva surâse, părând încurcată. De obicei, disparițiile ne sunt imediat semnalate. Familia intră repede în panic, alertează miliția, îi solicită pe cei mai tari de îngeri să se informeze la urgență și la morgă. În principiu, cam așa Atunci, vă rog să fiți sincer, este singurul mod de a putea fi util familiei Candian. Gogu Manoliu își umezi buzele uscate. Da, cred că da, scuzați-mă, aș prefera să-mi puneți întrebări. Unde se află doamna Candian? Cum de nu s-a alarmat până acum? Gogu Manoliu își trecu palma peste tâmplă, netezind inutil părul scurt. Situația e delicată. Trebuie să o înțelegeți așa cum vă prezint, să nu interpretați. Mă voi strădui, La sigură Minerva. În orice căznicie există neînțelegeri. Ochii se plimbau pe ziduri, încercând parcă să citească acolo ce anume trebuie să spună. Vă rog, spuse Minerva cu blândețe, nu vă căutați cuvintele. Credeți-mă, le voi interpreta strict o senso. Da, mulțumesc, au loc crize, dispute, îndeosebi când în diferența dintre soții e apreciabilă și deci susceptibilitățile cel puțin din partea soțului dezavantajat de vârstă, capătă nuanțe mai stridente. O asemenea situație traversa un momentul de față soții Candian. Deci se să se despartă, cel puțin așa se amenințau. Cine anume amenința ea, el, amândoi? Liana, oftă Manoliu. Dar lucrurile acestea nu trebuie luate în serios chiar dacă a plecat de acasă. Când? Din nou medicul părun în curcătură, își trosni degetele bucutucănoase. Ieri dimineață și-a luat bagajul, plecase de patru zile n a impacientat-o faptul că doctorul dispăruse? Considera că are de-a face cu o stratagemă, un truc de-a lui Candian pentru a o determina să se întoarcă. Și copilul? L-a luat tot ieri dimineață. Nu se put împiedica să completeze sarcastic. A cărat șase colete, cinci cufere și un copil. Minerva îl cercetă lung. A simpatizat-o? N-am nimic împotriva Lianei. În felul ei nu e un om rău și, în orice caz, nu e mai păcătoasă decât alte femei. Ca medic însă și ca individ sunt împotriva diferențelor mari de vârstă între soți. Le consider împotriva naturii, înțelegeți? Nu mă interesează cazul unui Charlie Chaplin în sura la jumătatea sutei cojună de 18 ani, care l-a adorat o viață, după cum ne asigură revistele și al manahurile publicitare, i-a trântit o sumedenie de copii, iar la 82 de ani îl plimbă radioasă în landou de paralitic. Întâi că era Chaplin, al doilea... Cine știe cu adevărat ce se întâmplă în sufletul Onei Onil? După ce ofta, ce și-ar fi dorit-o când marele monstru sacru să la proteză și ploscă? Geniu nu ne scutește de umilințele vârstei, iertați-mă. Pot diviniza mintea cuiva, dar asta nu mă poate împiedica să-i vă gâtura, și să observ care are nevoie de o liță de șapte-opt ori pe noapte. Ador să-l ascult, da? nu să folosim același dormitor. Sunteți de altă părere?" Minerva, descumpănită de sinceritatea limbajului, dă din cap. Nu, cred că nu. În sensul acesta, neînțelegerile dintre Dinu și Liana erau inevitabile. Se luptau aici gelozia vârstei mature, preludiu cântecului de lebădă cu primăvara din sufletul unui încire japonez înflorit în splendide de zile de april. Manoliu zâmbi Scuzați-mă uneori, mă înfierbând. De ce să vă scuz? Surâse Minerva. V-ați exprimat poetic și sugestiv și v-am înțeles perfect solicitându-vă aceeași onestitate. Credeți că Liana Candian și-a părăsit căminul pentru un alt bărbat? Nu știu, sincer nu știu. În general se consideră că nimeni nu pleacă în lume, mă refer la capitolul căsnicie, pe cer senin. De obicei, mai ales la tineri, cauza trebuie căutată în persoana unui terț. În cazul în speță însă, nu cunosc nimic concret, vă dau cuvântul meu de onoare. Vă cred. Aveți idee unde am putea o găsi pe doamna Candian? A plecat împreună cu băiatul fără să lase nicio vorbă. Știu doar că intenționa să-l cazeze deocamdată la părinții ei care își petrec vara la câmpina. Cum se face cam da de dumneavoastră aici? Simplu, în lipsa lui Candian și a nevestii și si guvernanta copilului s-a îmbolnăvit. Eu, fiind de gardă, am solicitat o prietenă să aibă grijă de puști. Între timp, Liana a venit să-și ia lucrurile și copilul și a încuiat casa. Amica despre care v-am pomenit și-a uitat aici por vizitul cu toate actele. M-a rugat să vin să le iau și a, așa, asta de mine la telefon. Cineva deschis? A, râse Manoliu. Uitasem să precizez că am cheia de la casă. În fiecare vară, când candienii pleacă în concediu, eu am grijă să le ud florile și să plim cățelul pe care l-au avut până acum câteva luni. Stăm foarte aproape, așa că serviciul respectiv nu mă împovărează. Înțeleg. Domnule doctor, din câte îmi pot da seama, nu sunteți informat asupra unui eveniment, probabil trist pentru dumneavoastră, Manoliu, luându vorba pe dinainte, exclamă speriat. Mara? Nu știu cine este Mara. Eu m-am referit la doctorul Candian. A avut un grav accident de mașină și în momentul de față se află la spital. Doctorul, palid, cu ochii măriți de spaimă, își duse palma la gură. Nu se poate! Dinu! Accident de mașină! Imposibil! Conduce de la 18 ani și totdeauna extrem de atent! Unde e internat? la urgență. Manoliu sări din fotoliu, începu să-și pipă febril și inutil piepții și poalele sacoului. Iertați-mă, trebuie să mă duc să-l văd! Minerva, străfulgerată de o idee, îl opri. O clipă. Concentrați-vă o singură clipă. Un bărbat suplu, relativ distins, de circa 35-40 de ani, cu un inel, după toate probabilitățile, șevalieră. Vă spune ceva portretul acesta? Manoliu o privi speriat. Nu nu, 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 minte. După ce află despre vizita Melaniei Lupu la castelul Maur, Minerva decise o schimbare de tactică, presupunând în final o soluție radicală. În ziua următoare, la intervale de câteva ore, oamenii din echipa ei apăsară fără rezultat pe butonul soneriei. Exista, deci, conchise Minerva, o singură alternativă. Fie că locatarul imobilului Mauro cunoștea pe bătrână, fie aceasta avusese noroc și nimerise o zi bună. Necunoscutul, poate necunoscuta, zgâlțuit de un puseu de ospitalitate, îi deschisese. După ce ascultă raportul subalternilor, Minerva ca un șorapnel din spatele biroului, preludiu care îi trădea de obicei dispozițiile bătăioase și hotărârile, după opinia unora, dacă nu riscante, cel puțin neobișnuite și nu tocmai ortodoxe. Superiorii zâmbeau vag încurcați, săltând din umeri, Zii, minerva. Basta, băieți, m-am săturat să mă joc de-a ascunse la costa fie. Am promis că o scot din casă, mă rog, că o determin cel puțin să-și arate nasul. Fără miliție, fără pompieri, și-a furisită să fiu dacă nu o fac. După ce își verifică actele, strânti bascul cu para trăsnet pe cap, era o zi ploioasă și se repezi spre ușă. Dacă mă caută colonelul Ionaș, comunicații că mă întorc într-o oră sau două. Era să uit. Dobrescule, vii cu mine. Pe drum îmi spui soluția. Macri, pe tine te ascult mâine. Șoferul marinică, la volan, aștepta să-i se dea dispoziții. La direcția generală, Icab, indică Minerva și se lăsă cu satisfacție pe pernele scaunului din spate. Ei, Vasilica, bagă difuzorul. Întâi să recapitulăm problema. Deci, locotenentul oftă, fie ce-o fi. Și început să vorbească. Am, deci, două colege de facultate, serviciu sau... S-a nepit, colege, ce mai încolo și încoace, care sunt surori gemene, asemănarea este perfectă. Așa, exclamă Minerva, nu se știe de ce, încântată. Se că la fel, se piaptănă tot așa, mă rog, prezintă din toate punctele de vedere o identitate absolută care face imposibilă orice diferențiere. În oglinda retrovizoare, Minerva surprinse privirea căpiată a șoferului și la apostrofă. Marine, cască ochii la drumul la Dobrescu. dacă vrei o problemă, îți dau una despre circulație. Șoferul nu credea că vrea. Continuă, fiule, Într-o zi, trecând pe lângă fotostudio, văd în vitrină fotografia uneia din surori și dintr-o dată strig. Gata! De azi înainte voi putea să le deosebesc! Fără să vrea, ridicase glasul. Nu-i nevoie să urli, Dobrescule! Scuzați-mă, așa sună textul. Hmm, aia era o figură de stil. Și acum răspunsul. Locotenentul început să se foiască. Există mai multe posibilități. Să auzim! Una ar fi că exemplarul din vitrină și atunci părul sau și l-a vopsit. Vax a suferit o intervenție de chirurgie estetică. Cucu a slăbit exagerat de mult sau din potrivă s-a îngrășat. Sau poate i-au crescut aripi și acum o cheamă Lia Ciocârlia, mă băiatule. Am impresia că tu nu te concentrezi sau nu-mi dai importanță. Și asta e o problemă simplă pe care tu personal, dată fiind existența mădălinei, trebuia să o ghicești înainte de a apuca să articulezi ultima silabă. În vitrină a văzut fotografiile de nuntă, cap cu bibiluri și în tablou prinses, manechinul cu tren al respectivei frumuseți. Deci s-a măritat, deci, deci, dobrescule! Zăpăcit, locotenentul, proaspăt logodit, își răsucea verigheta în neștire. Minerva pufni. Mănăstire într-un picior, unde-ți or fi mințile băiete? Și culmea, ieși cu degetele pe soluție, Verigeta de Dobrescule, căsătorindu-se, și pune ghiul, alianță, zic mai nou snobi și în consecință o va deosebi de sora sa care mai deșteaptă, își vede de meserie și propășire și își împodobește degetele cu alt soi de gablonțuri. Așa ca tine, gândi locotenentul lacte sudoare. Slavă domnului, nu toate seamănă. Nu o cunoștea pe Madalina. Minerva trecu pe lângă portar, fâlfâindu-și legitimația, apoi, după o scurtă haltă la informații, străbătu câteva coridoare în pas de marș triunfal. Nasul, tot triunfal, opintea să străpungă suliță tavanul instituției. Îi primi un bărbat, tovarășul Bălan, cam la vreo 50 de ani, cu un aer de pașnic tată de familie. Dintr-o privire, Minerva îi fixă în mare datele existenței încă din fașă copil cu minte, unde l pui, acolo stă, tânăr cum se cade, pe ăsta să-l iei mamă, e din noi tăntălăii, cu o singură muiere în viață, soț model, funcționar conștiincios și, în perspectivă, bunic cu o normă jumătate în cișmigiu. Cu o mână împinge la îndoul, în cealaltă ține sacoșa cu două sticle de lapte. Nu făcea parte dintre oamenii care, văzând o legitimație, se simt instinctiv vinovați, dar nu-și ascunse surpriza. Era un individ cu existență calmă în care neobișnuitul nu intervenise niciodată. Tot ce se întâmplase se înscria în perimetrul unui itinerar anormal de anormal și putu să fi prevăzut din leagăn. Dragă tovarășe, atacă amicală și persuasivă Minerva, vă solicităm sprijinul într-o chestiune foarte delicată, fiind dinainte siguri că ne putem bizui în afară de bună bunăvoință, pe discreția, tactul și operativitatea dumneavoastră. Omul, din ce în ce mai curios, dă mecanic din cap. Vă stăm la dispoziție. A, da? Vă mulțumesc! Rosti Minerva de parcă s-ar fi așteptat la alt răspuns. Cunoașteți, desigur, cartierul. Bineînțeles, sectorul 1. Strada doctor Alexandru Concescu vă spune ceva? Nu neapărat, da. Nu, e așa, nu, asta ar fi o problemă. Aveți neplăceri cu instalațiile noastre de canalizare?" Minerva, un pic încurcată, arpegie cu degetele pe birou. Își luă inima în dinți. Tovarășe director, îmi place să mă exprim limpede. Nu avem neplăceri, dar aș vrea să ne scocim una. Dobrescu se uită atent la bălan. De uimire se gura atât de mult încât îi se vedeau molari îmbrăcați în aur și dacă aplecai puțin capul, nu pute puteai să-i vizionezi comoda migdalele. Nu cred că v-am înțeles?" Cum adică să născocim? Mai clar, datorită unor interese majore, vă solicităm ca în funcție de împrejurări o zi, două, maximum trei, să întrerupeți mai corect să blocați conducta de apă care alimentează un anumit imobil. Bălan se întinse peste birou cu o expresie inconfundabilă. Cu cel puțin unul din noi ceva nu-i tocmai în regulă. Înghiți în sec. Adică să-i lăsăm? Exact, să-i lăsăm fără apă. Da, pricepul cotenentul. Asta înseamnă nu duș, nu gătit, nu apă potabilă, ce o blocat. Și asta în plin cuptor. o la singur fără să-l mai tragi cu ața. Directorul își duse mâna la cap, apucat de o durere bruscă. Știți, chestiunea implică o mare răspundere și mi-e teamă că nu-i tocmai legal. Dacă ar exista vreun neajuns, țevi, sparte, conducte de reparat firește, măsura s-ar impune, da, așa, pe instalație sănătoasă. V-am spus că e vorba de interese majore, nu e vorba de o farsă proastă. Nu mă îndoiesc, desigur, nu mă îndoiesc. Da, nu pot decide singur. Trebuie să iau și eu o aprobare de la furul competent. N-ați vrea să treceți mâine pe la noi? Astăzi, îl întrerupse Minerva, mergem împreună la forul competent, problema nu suferă amânare. Tonul era atât de categoric încât Bălan se ridică prompt ca hipnotizat. După jumătate de ceas, părăsiră instituția. Ochii Minervei străluceau. Auzi, Dobrescule, cât crezi că rezistă la fără apă? Eu știu, în funcție de rezerve. Setea e problema numărul unu. Dacă are provizii în frigider, poate să o țină așa pe secetă și o săptămână. Nu, Cobi? Se răsti Minerva. O săptămână, auzi? O îi dau maximum două zile. M-am informat la Institutul de Meteorologie. Prognoza pe următoarele zile e minunată. Canicul în toată țara, mai ales în sud-est. Temperaturile maxime la București vor atinge 33-40 de grade. Ce zici? Locotenentul nu zicea nimic. Să sperăm, mormăi Minerva, că nu o să avem ghinion. Ce ghinion? E, personajul s-ar putea chema Mister Camel. Ciocolată nu era omul să-l întorci din drum nici cu o duzină de boi supraalimentați. Din încăpățânare își făcea o virtute, botezând domăgulitor perseverență, fixațiile și nu puținele trecuse modest la rubrica consecvență în idei. Manoliu, îngrijorat de soarta doctorului Candian, neliniști de situația marei, iritat că toți oamenii de acțiune, când se simte putincioși, îl repezi pe inginer fără menajamente. În materie de mahalagism, ultima țață nu ți ajunge nici până la călcâie. Veziți omule de treabă și du-te acasă. Nu mă miști de aici. Ce? Ți-e teamă că le umflu de coru? N-are niciun sens. Din e în spital, nevasta și copilul plecați. Ce dracu vrei să faci în casa oamenilor? Dar ți-e ce spasă? Dacă ai probleme de gestiune, sunt gata să semnezi de primire în inventar. Mai bine du-te la spital că te așteaptă izmană și moșțu ca să le administrezi purgativul. Du-te dracului! După tine, cunoști precis drumul mai bine, iar la câți pacienți ai trimis să pască pe câmpiile floridele domnului, îndemn e familiar. Manoliu înjură printre dinți și o luă hotărât spre ușă. Voi cu Dumitriu, impresionat de atitudinea categorică, încercă să se justifice. Înțelege, mă, gogule, ceva îmi spune că aici se va petrece ceva dramatic, că această casă va deveni teatru unor evenimente grave, nu pot pleca, înțelegi? Simt că nu pot. Pe mine nu mă înșală intuiția și presimțirile niciodată. Nu avusese în viața lui presimțiri, dar acum îi convenea să creadă că avusese. Era chiar convins. Da! Insistă. Am intuiții extraordinare. Ai, sticleții! Ciocolată rămase câteva clipe cu ochii la ușa închisă. Ridică din umeri și făcu preparative pentru o veche pe care o bănuia îndelungată. Își pregăti o sticlă de apă și un pahar de parcă urma să țină un discurs, două pachete de țigări, fuma puțin și niciodată noaptea, dar completa frumos decorul, o ceașcă de cafea, trei cărți groase de literatură tehnică, n-ajungea una singură, un top de hârtie și patru pixuri, iar în dreptul fotoliului un taburet pe care să-și întindă picioarele rezită în legătură cu lumina. După o adâncă reflecție, hotărâ să închidă bine draperiile și să se mulțumească cu lampadarul din living. De afară, verifică, se putea crede că nu-i nimeni acasă sau că toată lumea doarme. A dormit și el. Îl trezi târziu, după miezul nopții, un zgomot ușor. Cineva se afla în odaia alăturată. I se auzeau pașii. Ciocolată simți că îi se face frică. Capitolul 12 Ideea-i venise într-o seară de toamnă la un pahar de ruj în fața unei omlete imense, specialitatea casei, preparate de însăși patroana micului local, o femeie îndesată de vreo 40 de ani, tonică și guralivă. Restaurantul se numea Shetantin, era vesel și cochet și frecventat în special de turiști. Predominau ca totdeauna nemții și englezii. În lunile de vară, fauna devenea mai colorată, iar cârciumioara neîncăpătoare din pricina năvalei de studenți americani și japonezi. Pentru ochiul proaspăt, localnicii se obișnuiseră, mulțimea de străini, indiferent de excentricitățile afișate, făcând parte din peisaj, nota era stridentă. Păreau ciudați tinerii aceia gălăgioși, în veșminte viu colorate cu potop de capse, fermoare, buzunare și litere, mereu litere pe piept, pe mâneci, caschete sau fundul pantalonilor, mai toți cu paturile rucsac în spinare, care mișunau la 50 de metri de castelul Bloa. Blue și aparate foto și cutii cu Coca-Cola, tranzistoare urlând ritmuri îndrăcite, în loc de pălării cu gardin larg și panaș, dantele, pinten de argint și viers de gavotă. Grig Leopold, fără să fie predispus la meditație și, mai ales deprins cu varietatea de meleag și decor, se surprinse sesizând contrastul, declară zâmbind. Se schimbă vremile, mon cher. Și-ar fi imaginat străbunii gentlemenei acestui castel că peste două sau trei sute de ani le vor scotoci distințele cotloane strănepoții gangsterei gangsterilor mazili de către semioriile lor peste gârlă? Al, un bărbat brun, cu trăsături accentuate orientale, cam de aceeași vârstă cu Grig, îl privi cu dispreț ostentativ. Ai cugeta mult? Se schimbă totul de la o zi la alta și totul e un merde, din ce în ce mai imens și iremediabil merde. Grig râse. Nu ți se părea la fel acum câțiva ani la New York? Iar ești inteligent. Nu trebuie să împlinești 50 de ani ca să înțelegi că porcăria asta de viață nu o privești prin ochelarii prescriși de oculist, ci prin zerourile din coada cifrei care ți nobilează contul bancar. Vorbeau românește, însă ca marea majoritatea a oamenilor ale căror coordonate de existență se desfășoară pe multiple meridiane, foloseau o limbă împestrițată cu termeni asimilați prin diferitele halte trăite. Grig și Al se cunoscuseră cu 45 de ani în urmă, fiind elevii, colegi de clasă, aceleiași școli străine, extrem de costisitoare din București. Asemenea, institute particulare care funcționau pe lângă ambasade, cursurile ținându-se în limba și după sistemul de învățământ al țărilor respective, erau frecventate în general de copiii așa zisului high life industriași, mari proprietari și profesioniști de înaltă cotă, membrii diferitelor legații, ambasade, misiuni. Grig, pe atunci Grigore Lupșa, Leopold fiind adoptat ulterior ca un nume cu rezonanțe neutre, fără să-i poți atribui o harta anume, era fiul unui cunoscut avocat. Se împrietenise de la început cu Al, impresionat de zorzoanele pompoase uniforme ale tatălui acestuia, pe atunci șeful unei misiuni militare în România. Surâse. Ți-ai pierdut curajul, fiule? Al avut o schemă de amărăciune și mai comandă o sticlă de vin. Tata avea o vorbă pe care n-am uitat-o niciodată. Până la 30 de ani sunt promisiuni, după aceea, fapte. Și după 50, râse Grig. Chix, cavăul familiei dacă a rămas nevândut sau groapa săracilor. În definitiv, nu-ți merge chiar atât de rău. Altrase o înjurătură cumplită. Ținea o stație de benzină, dar veniturile nu erau faimoase. Încercarea de a deschide și un mic drugstore în aceeași încintă eșuase, iar din vânzarea polonicului, petrolului cu polonicul nu se face avere. N-am avut niciodată vocație pentru afacerile în stil mic, nici n-am crezut în ele. Să vin să vișuri puturoase și cârnați, chewing și hamburger, să adun cent cu cent, adăugă încet. Nu am răbdare, nu am energia necesară să mă pot entuziasma pentru un beneficiu de câțiva franci într-o zi. Poate că am obosit, poate că... Vorba ta, mi-am pierdut curajul. Greg îl privi cu atenție. Al, fără să arate propriu zis rău, mai suspecte îi se părau cearcănele de cardiac, căpătase expresia caracteristică imprimată de o stare de autonemulțumire cronică. Ce ai încercat dacă ai mai avea 20 de ani?" Al stinse țigara plictisit. O milion de chestii, discută minutil. Alege una singură și încearcă. Merită să încerci. Al se enervă. Ești și mai cretin decât ultima oară când ne-am întâlnit. Și asta a fost săptămâna trecută. Ai grijă, progresez cam repede. De ce? Râse Grig. De ce sunt cretin? La 51 de ani mai ai cel puțin o carte de jucat. Rămăseseră aproape singuri în local, castelul se deschidea imediat după prânz, iar turiștii dădeau vală încă mestecând, și al ridică glasul. Ce carte? Cu ce capital? Cu ce forțe?" Greg își umflă ostentativ pectorali. Sunt la dispoziția ta." Bag de seamă, ricană celălalt. Marele Gregor Leopold, istețul Gregor Leopold, playboyul decenilor șase și șapte, redutabilul concurent al lui Günther Sachs, Bea poșircă de cinci franci sticla într-un bistrou de excursioniști împreună cu găzarul din colț. Te invit ca asociat. De ce nu? O să ne povestim amintiri și o să devastăm împreună în fiecare seară ciorba de ceapă și cârnații propriei firme. Eu, încheie găfâind, bare m-am avut ghinion. Patru nocauturi dure, vorba aia să-i vină de hac unui Cassius Clay. Minele de magneziu, Royal Bank, Revoluția din Cuba, Orangeriile din Calabria. Și acum boala în fond ce ai? Suvenirurile tinereții ciuruite de insectele Hong Kongului, un sfert de stomac și inima, ciucuri și franjuri, făcut gest de scârbă, dă le în măsă. Dar tu? Grig râse fermecător. Eu m-am distrat și ai pierdut. N-am pierdut, am câștigat. Mă simt tânăr în formă excelentă și gata să o iau de la capăt. Mai ai ceva combustibil? Că ți-a rezist comod șase luni de zile. Aha, și după aia ce speri? Să vrăjești la 51 de ani moștenitoarea lui Cresus? Și e asta! A a zvârli o privire critică. Grig arăta superb, fără îndoială. Sub sacoul bine croit se vedeau mușchi fermi, de întura rămăsese strălucitoare, dar nu trebuia să-l privești de două ori ca să-ți dai seama că de mult nu mai era ceea ce se numește un bărbat tânăr. Splendid pentru vârsta lui, dar nu tânăr. Îi trăda mai cu seamă gâtul cu pielea obosită. Fularul de mătase semnat schiaparelii, înnodat neglijența, sorta cu cămașa. De, făcu al, îmi place că ești optimist. Chestia e că, în fine, când facea amor, scos șalu. cel puțin așa era pe vremea mea. Depinde de climă. Înțeleg, ai pus ochii pe albă ca zăpada. E o idee, am și eu una. În sfârșit, până acum aveai mai multe femei. Hai să discutăm serios, Al. Mi-ai spus nu odată că ți-a rămas în România o avere de nabab. Al dădu din cap lehămețit. Da, că asta era ideea, eu spun ceau și măcar la bomba de alături să picteze o partidă de biliard. Îl prinse de reverul hainei și îl zgâlțâi cu putere. Mortua est, monșer, înțelegi? Fă clie de veche pe umez morminte. De ce nu mă asculți? Ai altceva mai bun de făcut? Orice altceva e mai bun decât să mă enervezi rămase totuși pe scaun cu aerul individului pregătit să audieze superbe inepții. Înainte de a te asculta, pot să spun un singur lucru. Dacă ai ajuns să te agăzi de tuiaul ăsta față de care un bas cu zâne e mai realist decât cârnații pe care îi vând eu. Te obsedează cârnații? Râse Greg întrerupându-l. Îi urăsc! Pentru mine au ajuns un simbol, eșecul. Dă-i în măsa și păștea. Vreau să zic că dacă ai ajuns la comoara Valahă, înseamnă ori că nu mai ai nici de metrou, ori ai nebunit. Și cu dă-i drumul, ce ai de gând? Să o recuperez. Cum? În primul rând, dăm toate datele de care dispui. Dispun de o poveste. Mă mulțumesc și cu atât. Alright, propun să mergem la mine. S-a făcut fric și a început să picure. Al dedu câteva dispoziții ajutorului său, un negru tânăr cu ochi biloși și un zâmbet permanent, de parcă existența i s-ar fi părut un nesfârșit prilej de veselie, și urcă împreună cu Grig în locuința sa de deasupra stației. Camera încăpătoare mirosa de la distanța burlăcie, singurătate și plictis. Mobila era improvizată, pliantă, aparatul de radio și televizorul tip sport, iar lângă ușă, într-un coș de plastic, se aflau aruncate tot felul de ambalaje de articole de băcănie. Grig observă zâmbind. Ai adoptat stilul camping? Putea fi și mai rău, șanț style. Puse câteva sticle pe masă și două pahare. toarnă din care vrei. Sorbi din pahar și își aprinse o țigară. caporal. Arătă spre fereastra fără perdea, râgin, rânjind. Ploaie, vânt și o poveste de a dormi copiii, ne lipsește doar focul din cămin. Măi băiatule, după cum știi, noi am părăsit România după alegerile din 46. Tata nu era prost și avea fler politic pentru el, cărțile erau tăiate și împărțite, iar chiciurile servite de anumite ziare și posturi de radio din Occident nu le priza. S-a peste cap, a uzat de bani și de relații ca să fie rechemat și a izbutit. Eu eram un puști pe atunci, nu se discuta serios în fața mea, dar simțind atmosfera încordată din casă, Sesizam incidente ciudate, vizite la ore considerate până atunci neconvenabile În fine, abateri de la mecanismul obișnuit al vieții noastre În iarna lui 44 aveam 10 ani pe atunci A venit de câteva ori la noi un neamț Se numea Schmidt Am reținut individul și perioada din două motive Întâi că mama îl detesta Avea o figură neobișnuită cu tâmplele scobite și o gură crudă din care caninii neau peste buze Chiar când nu zâmbea ca doi fildeși de elefant și îl poreclise fiara." Spun iarna lui 44 pentru că, dacă ți-amintești, aveam la școală o serbare." Țin minte," surâse Greg. Prințesa din palatul de cleștar. Am jucat și eu un spiriduș, tu erai vânătorul." Aha." Și aveam emoții cumplite. Repetam toată ziua singur, iar noaptea mă torturau coșmarurile și crampele. Care ar fi asociația cu fiara, nu încerc să-mi explic. Cert e că cele două evenimente sunt contemporane." Cred că în total neamț a fost la noi de trei sau patru ori totdeauna noaptea, mai bine zis seara târziu. Cât eram de blec, mi-am dat seama de fapt de un lucru. Omul transporta ceva la noi. Venea cu două serviete burdușite și zăbovea cam jumătate de ceas în biroul tatălui. Când pleca, servietele erau goale. După aceea, tipul a dispărut și nu l-a mai văzut niciodată. Se ridică și a dus în frigider altă casetă cu cuburi de gheață. Ce naiba transporta? Se interesă Grig, ai răbdare ca să termin episodul românesc. Îți ofer tot ce mi amintesc că ai ieșit din comun la vremea aceea, fără să-ți garantez însă care vreo valoare. Noi locuiam pe strada, doctor Concescu. Știu, nu uit un party organizat de voi în ajun de Crăciun. Fleacuri, nu știu dacă reții, dar dincolo de parc, chiar vis-a-vis -vis de vilă, se afla o clădire cu un stil mai special. Nici azi nu știu cu ei aparținea, dar cu câteva zile înainte de plecarea noastră definitivă, L-am văzut pe tata intrând de două ori în casa aceea. Ce naiba căuta, la cine se ducea, habar n-am. Știu doar că era nervos și neliniștit. I-am surprins doar o frază. N-am altă soluție decât riscul. Ce știu categoric este că noi am plecat din România doar cu câteva cufere de haine și bijuteriile mamei. Misiunea se desfințase și nu mai beneficiam de valiză diplomatică. Ce faci, te uiți la mine? De ce nu bei? Îmi menajez ficatul și silueta. Vrei să-mi spui deci că ceea ce era interesant a rămas acolo? Concluzia se impune. Noi ne-am stabilit în Venezuela. Nu o duceam strălucida. Tata lucra la o uzină de anvelope și vorbaia aia dădeam din coadă. Când am împlinit 17 ani, bătrânul a murit fără să apuce să și-a rămas bun. Un singur infarct, dar fatal. Rămusese de pe urma lui o pensie care abia ajungea mamei pentru un trai aproximativ decent. Căutând o formulă, o soluție de existență, m-am oprit din nou la comora din România. N-am scos mare lucru de la mama, că și bătrânul fusese totdeauna un timp curios, zgârcit până la patologic în toate. Bani, mâncare, de economie ne făcuserăm toți vegetarieni, cuvinte. Tot ce știa mama se rezuma la câteva fraze pe care ți le pot spune pe din afară. Fiara, tai că doi spunea Herr Schmidt, da, era el Schmidt cum sunt eu, Aspasia din Milet, se afla în relații strânse cu statul major german din București și făcea parte din anturajul imediat al lui Killinger. Nu avea niciun fel de funcție oficială, ne-a vizitat exact de patru ori și de fiecare dată a lăsat la noi documente și bani în valută engleză și americană. Ce a făcut taică cu ei? Nu știu. Sigur, e că nu au plecat din România împreună cu noi. Al dădu pe gât restul din pahar și își turnă din nou. Așa adăuga că ultimele cuvinte ale bătrânului care au revenit obsedant în cele două zile cât a mai trăit au fost tatuie, parc. Asta-i povestea și dacă pot să scos ceva din ea, mă mulțumesc doar cu 10% din beneficii. Vreau să trag la umbră cât timp mă mai îngăduia la în zonă. Un șale, un tirol și o rentă cât să nu intru în forul societăților de binefacere și voi saluta cu recunoștință fiecare răsărit de soare. Inima mea nu mai rezistă la emoții de cald, la răspunderi de bos. Alatian." Grig îmbrăcă sacoul de olandă. Îl simțea răcoros, proaspăt, plăcut pe piele. În minte i stăruia cu încăpățânare un anumit crâmpei din conversația cu Al. Mai ai pe cineva în România? Ai păstrat vreun contact? De ce mă întrebi? Se interesase Gric distrat. E greu să te descurci singur, iar eu unul m-am ferit totdeauna de combinațiile întâmplătoare. Nu știi niciodată cu cine ai de-a face. Am câțiva colegi de liceu, mă rog, foști, cărora cred că m-aș putea adresa cu prudență, desigur. Al era sceptic. Depinde cum au evoluat. Azi sunt toți oameni peste 50 de ani. Nu, toată lumea îmbătrânește la fel. Să sperăm, dar dacă e vorba de aventură, va fi într-adevăr una. Cât crezi că vei lipsi? N-am idee. Probabil nu mai mult de 3-4 săptămâni. Accentuă. Maximum. Indiferent de rezultat, te aștept cu nerăbdare. Rezultat? Gândi grig. Deocamdată nimic. Statuia. Ce naibă o fi vrune nefericită la să spună? Singurul care știa ceva era Candian. Iar Candian zăcea acum accidentat aflase la telefon, prezentându-se drept un prieten oarecare, agoniza, poate, dinpreună cu misterul statuii, pe un pat de spital. Trebuie să acționez, decise Grig încuind ușa. Singur!